Nu există un om pe pământ să nu aibă ispite, să nu, tre să nu treacă prin diverse ispite. Așa că mesajul de astăzi vreau să, vreau să meargă în inima noastră a fiecăruia, și să ne ajute. Scopul meu cu acest mesaj este ca fiecare din voi să vedeți, să înțelegeți și să luați în inima voastră ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Uh, și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, să devină, să devină autoritatea vieții voastre. La modul uh, uh, personal, nu așa ok, autoritate știm că poliția este o autoritate, știm că uh, guvernul este o autoritate sau alte, uh, alte forme de, de conducere sunt o autoritate. Dar nu, nu, mă refer doar în acel, sens. sens. Biblia să devină autoritatea sau autoritatea supremă din viața noastră, ci în acel sens personal în care am vorbit săptămâna trecută și am spus că Duhul Sfânt este vrea să umble împreună cu noi. Vrea să fie parte din fiecare lucru pe care îl facem și vrea să ne învețe cum să-l facem corect, în așa fel încât viața noastră, adică noi, să beneficiem de sfaturile Lui. Și, și vreau să vedem ce scrie Biblia despre ispită. Este important să știm ce este scris. Este important să înțelegem că noi putem să învingem ispita de orice fel, pentru că este scris. Și... Uh, și așa că vreau să citesc un pasaj care e foarte faimos uh, și care ne arată trei ispite uh, care sunt înregistrate, trei ispite prin care a trecut Isus. Isus, mulți oameni știu că Isus a fost ispitit doar în aceste trei feluri și uh, doar în ultima parte a celor 40 de zile în deșert. Dar Luca ne spune că Isus a fost ispitit în toate cele 40 de zile în deșert, nu doar ultimele trei uh, zile sau, sau aceste trei ispite doar. Astea trei au fost înregistrate pentru noi și nu sunt doar trei ispite, ci sunt trei categorii de ispite. Așa că aș vrea când voi citi despre asta și când voi vorbi despre aceste trei ispite pe care o să, o să vi le uh, prezint astăzi. Uh, vreau să vă gândiți la ele ca și la, o, la trei categorii de ispite, pentru că e mult mai largă uh, uh, și mai variată uh, oferta celui rău în privința ispitelor. Așa că am să citesc din Matei, capitolul 4, versetul 1. Începem. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. După ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Atunci ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ce, ce mod interesant să, să înceapă, să vină cu ispita la Fiul lui Dumnezeu și să îi pună la îndoială identitatea. Identitatea lui a fost efectiv pusă la îndoială. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să devină pâini. Însă Iisus, răspunzând, a zis, și spunem împreună, este scris, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a luat în sfânta cetate, l-a pus să stea pe streșina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, o să vorbim un pic mai târziu despre, uh, despre uh, faptul că Satan vine și îți vorbește tot din Biblie la un moment dat. Căci este scris, i-a zis, Satan lui Isus. Satan poate să citeze Biblia, să-ți spună ție Biblia, să te facă să faci ce vrea el. Atenție, și o să vorbim despre asta puțin mai târziu și el continuă și zice, el le va porunci îngerilor săi cu privire la tine și ei te vor purta pe brațe ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Iisus i-a spus, de asemenea, spunem împreună, de asemenea este scris. O altă, o altă versiune, o altă traducere a Bibliei spune, de asemenea este scris, fraiere, nu, nu scrie asta, Uh, dar uh, 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 m-am gândit eu la o versiune, dar nu e. Nu e. S Să nu-l ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Din nou, diavolul l-a luat pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate regatele lumii și slava lor. Apoi a zis, toate acestea ți le voi da ție dacă uh, aruncându-te la pământ, mi-te vei închina. Atunci Isus i-a zis, pleacă Satan pentru că este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul a plecat de la el și iată că în niște îngeri s-au apropiat și îi slujeau. Acum aici sunt trei ispite, trei categorii, cum am spus mai devreme, trei categorii de ispite sau trei ispite majore sub care intră Uh, uh, mai multe ispite cu care noi ne întâlnim în fiecare zi, și prima categorie de ispite este ispita proviziei sau purtării de grijă. La cine, întrebarea este la cine apelezi tu, la cine mergi tu ca să-ți împlinească nevoile? Și vreau să, vreau să vă gândiți la asta. Chiar și ispita poftei este în această categorie a proviziei. Pentru că te gândești să mergi la cineva să-ți împlinească o nevoie pe care o ai și nu mergi la Dumnezeu să-ți împlinească nevoia respectivă. Pentru că dacă tu mergi la cineva să-ți împlinească o nevoie și și nu mergi la Dumnezeu să-ți împlinească nevoia respectivă, îți vei împlini nevoia în mod incorrect. Dumnezeu întotdeauna îți împlinește nevoile corect. Îți împlinește corect nevoile. Așa că primul lucru cu care îl ispitește Satan pe Isus este provizia. Care a fost răspunsul lui Isus când Satan a venit la el și l-a ispitit cu provizia? Iisus i-a spus, tu nu înțelegi, cu alte cuvinte, tu nu înțelegi că atunci când cineva se supune lui Dumnezeu, îi predă viața lui Dumnezeu și crede în El și caută împlinirea la Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl împlinește. Dar tu nu ai cum să înțelegi asta, pentru că, pentru că Iisus știa că satan a fost rebel. Și, uh, și cu alte cuvinte, Isus i-a spus exact asta și vreau să vă citesc în Matei 6, versetul 33, spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și vi se vor da și toate acestea și se referă la nevoile fizice. Deci când, când tu cauți împărăția lui Dumnezeu, când tu cauți dreptatea lui Dumnezeu, el îți dă, îți împlinește nevoile fizice. Dar oamenii caută să-și împlinească nevoile fizice în altă parte și nu trăiesc în binecuvântarea lui Dumnezeu. În Filipeni 4 spune, și Dumnezeul meu va împlini toată nevoia voastră, potrivit cu bogăția lui, în slavă, prin Hristos Isus. Este ceva interesant în versetul ăsta. Pentru că Pavel zice că Dumnezeu va împlini toată nevoia voastră. Nu spune toate nevoile voastre. E interesant asta. Uh, și, dar, dar el spune asta, că Dumnezeu va împlini toată nevoia voastră. Și uh, un alt lucru care este interesant aici este faptul că versetul începe cu și. Asta ne spune că face, face parte dintr-o conversație. Pe care, pe care Pavel a avut-o înainte și el înainte spunea că pot totul în Hristos care mă întărește. Și de asemenea Pavel spune că am învățat să trăiesc în belșug și am învățat să trăiesc în lipsă, dar în toate acestea, spune Pavel, am învățat să am o inimă mulțumitoare. Și după aceea continuă și spune, și face declarația asta și spune, și Dumnezeul meu va împlini toată nevoia voastră. Și mi se pare foarte interesant că spune toată nevoia și nu toate nevoile, pentru că, pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să îți dea ceva ce tu nici măcar nu te rogi. Ceva tu, ce tu nici nu te gândești că ai avea nevoie. Dar Dumnezeu îți împlinește nevoia când tu cauți împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui atunci el îți împlinește nevoia. S-ar putea să nu fie ceea ce te rogi. Poate tu te rogi ca Dumnezeu să-ți dea ceva anume, dar Dumnezeu îți dă altceva, pentru că aia ai nevoie. Și dacă tu cauți împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, atunci primești ceea ce îți dă Dumnezeu și vei fi împlinit, vei începe să trăiești o viață împlinită, pentru că tu cauți împlinirea la Dumnezeu. Nu cauți împlinirea în stânga sau în dreapta la cineva sau în finanțe sau în, 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 în lucruri sau în alte posesiuni. Dacă vei căuta împlinirea, atenție, și ăsta e un, un adevăr pe care vreau să -l, ți l amintești, dacă vei căuta împlinirea ta la o persoană, indiferent cine este acea persoană, vei fi dezamăgit. Vei fi dezamăgit, știți de ce? Știi de ce? Pentru că. Nimeni nu poate să-ți împlinească toată nevoia. Doar Dumnezeu. Doar El poate să-ți împlinească toată nevoia. Așa că alege să, să te conectezi la Dumnezeu pentru că El vrea să îți împlinească toată nevoia. De exemplu, știu mulți oameni care stau foarte bine financiar. Și aceștia. Nu, nu aleg să se încreadă în Dumnezeu pentru că ei spun că n-au nevoie. N-au nevoie să se încreadă în Dumnezeu. Poate că au într-adevăr finanțe și în privința aceea nu trebuie să-și să facă griji, dar acești oameni poate că nu se încred în Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor din familia lor. Nu se încrede în Dumnezeu uh, pentru împlinirea nevoilor din, din uh, copiilor, din, uh, lucru, din alte lucruri. Poate financiar uh, se gândesc că uh, se tem să nu cumva să-și piardă banii. Sau, sau poate că nu se tem să-și piardă banii, dar pur și simplu nu se încred în Dumnezeu ca să fie El provizia lor, El să fie cel care le poartă de grijă. Dar când tu te vei încrede în Dumnezeu pentru și vei căuta împărăția Lui și dreptatea Lui, El îți va împlini nevoia. Nevoia aceea pe care tu o ai în inima ta. Dar cum știi că Dumnezeu îți va împlini nevoia? Cum știi că Dumnezeu va face asta? Ăsta e lucrul principal pe care vreau să, vreau să uh, îl uh, țineți minte din seria aceasta de mesaje. Și la, la lucrul ăsta o să mă întorc mereu. Vei ști. Vei ști că Dumnezeu îți împlinește nevoia pentru că este scris. Pentru că este scris în Biblie. Și Dumnezeu îți împlinește nevoia și vreau să, vreau să vă citesc un verset. Matei 24:35. Cerul și pământul vor trece. Însă cuvintele mele nici de cum nu vor trece. Deci, cine este sursa ta? Ăsta este un domeniu uriaș al credinței pentru mine, pentru că am studiat Biblia, știu, știu că Dumnezeu poartă de grijă, știu că Dumnezeu ne poartă de grijă, dar singura problemă cu asta este că eu pot să vă spun vouă că Dumnezeu poartă de grijă, și pot să vă spun până cum ziceam Mica, până ți se sucește gura la spate. Pot să zic până când mi se duce gura la spate, dar dacă tu nu vei citi pentru tine. Dacă nu vei merge acasă și să iei Biblia și să o citești regulat, să vezi ce scrie Biblia în domeniul în care ești tu și te confrunți cu o situație, citește Biblia. Și în Biblie scrie despre acel, despre acel domeniu. Și când tu vei citi pentru tine, atunci vei ști tu că este scris. Și vei putea să te încrezi în Dumnezeu pentru ca El să-ți împlinească nevoia. Amin? Asta face Dumnezeu. Asta face Dumnezeu. Dacă tu alegi ca Dumnezeu să fie sursa ta, atunci El va fi sursa ta. Dacă tu alegi că altceva și altcineva să fie sursa ta, el te lasă. El te lasă, el este uh, uh, un Dumnezeu bun care vrea inima noastră, nu gura noastră și vorbele noastre. Vrea inima și faptele, acțiunile noastre. Trebuie să începi să citești Cuvântul lui Dumnezeu, care este Biblia. Trebuie și, și uh, spun asta. Pentru că dacă vei ști ce este scris, vei învinge ispita. Vei învinge orice ispită. Și uh, unul din lucrurile pe care mesajele mele îl fac uh, este să trezească în, în... și asta îmi doresc. Să trezească în tine dorința de a citi mai mult din Biblie. Dorința de a, de a ști ce ce scrie Biblia cu privire la fiecare lucru. Vreau să vă conectați la Biblie. Pentru că dacă vă conectați la Biblie, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are putere și acest cuvânt transformă circumstanțele, transformă viața și când știi ce este scris, vei învinge absolut orice ispită, când tu pui cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta, în inima ta, atunci când Satan vine la tine și te ispitește, tu poți să-i zici, ca și Isus, este scris. Este scris. Este scris. Și dacă este scris, înseamnă că este adevărat. Pentru că asta este, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. Um, în urmă cu... Două săptămâni, două săptămâni sau o săptămână a trecut de când am avut Festivalul Slujirii? O săptămână că duminica trecută l-am terminat. Da. În urmă cu o săptămână am avut Festivalul Slujirii și vreau să, vreau să vă spun uh, o experiență pe care am avut-o înainte să facem acest festival, uh, uh, când am ajuns la, la partea cu bugetul. Și uh, am văzut ce presupune ce investiție presupune acest festival uh, și uh, toată această investiție trebuia făcută uh, ca donație. Noi trebuia să, să, efectiv, am spus, dacă mergem, vrem să slujim comunitatea, nu vrem să, uh, să, uh, să știu eu, să facem lucruri cu, uh, știu eu, cu alte cu primăria care să plătească lucrurile, noi trebuia să facem toate lucrurile. Asta a însemnat că a trebuit să schimbăm plasa la un teren de fotbal, lemnele de bănci într-un parc întreg, în Reghin, a trebuit să cumpărăm foarte multe lucruri pentru decor, sau cum să. Da, pentru decor, pentru ca să înfrumusețăm spațiile verzi și la final, când am tras linie, era undeva la 5.000 de euro. Bani care, care trebuia să-i avem ca să, ca să, ca, să, putem să facem acest... Și pe lângă asta să, avem, să formăm pachete pentru familiile nevoiașe și și am, am zis, nu, dacă facem pachete, nu vreau să punem un uh, pachet de uh, orez, un pachet de zahăr, un pachet de nu știu ce. Vreau să punem trei. Trei din fiecare. Pentru ca să chiar să fie o binecuvântare pentru cine primește. Uh, dar toate astea costau. Costau destul de mulți bani. Și am zis, Doamne, cum să facem? Apropo de ce este scris. Ce să facem? Și Duhul mi-a zis, mergeți înainte. Uh, în ultimele, pot să spun, poate două luni, două luni și, bugetul bisericii a scăzut. Dacă ai o afacere, știi ce înseamnă uh, atunci când uh, uh, îți scad vânzările sau îți scade bugetul. Uh, și am ajuns într-un punct în care Trebuia să ne gândim, mai facem sau nu l mai facem. Pentru că dacă îl facem, va trebui să fie un efort foarte mare. Și nu știm ce se întâmplă după festival uh, cu uh, facturile, pentru că știți că dacă biserica, într-adevăr, este, o, este, este o, o, o entitate spirituală. Dar pe lângă faptul că este o entitate spirituală, biserica este și o uh, corporație dacă vreți. Are angajați, are facturi, are uh, întreținere, are taxe și așa mai departe. Și trebuie să se plătească astea. Și atunci a trebuit să luăm o decizie. Și am zis, dulțul mi-a zis, mergeți înainte. Am zis, ok, mergem înainte. În mod miraculos, pentru că voi ați fost credincioși, am putut să facem pachete pentru familiile nevoiașe. Uh, și pentru că, pentru că ați lăsat ați lăsat inima voastră să fie deschisă pentru ce vrea Dumnezeu să facă. Voi ați fost credincioși, dar sincer, vă spun sincer, eu nu m-am uitat înspre voi. Nu am căutat ajutorul de la voi. Am știut că Dumnezeu este cel care, care ne poartă de grijă. Dumnezeu este cel care, Dumnezeu este provizia noastră. Și am ales să ne încredem în Dumnezeu. Pe lângă, pe lângă investiția pe care ați făcut-o mulți dintre voi, ați, ați, adoptat, ați luat câte un pachet sau mai multe pachete pentru, ați plătit efectiv unul sau mai multe pachete sau jumate de pachet unii. Fiecare, fiecare am pus umăr lângă umăr și s-au adunat toate pachetele de care era nevoie. De asemenea, o biserică, biserica noastră parteneră din Statele Unite, ne-au ne -au ajutat cu o sumă de bani pe care am putut de asemenea să o investim în acest proiect. În mod extraordinar, în mod miraculos, Dumnezeu a purtat de grijă în parteneriat. Întotdeauna noi în parteneriat, când lucrăm împreună, ca și comunitate. Dumnezeu face miracole. Amin? Asta face, asta face uh, uh, atunci când noi știm. Noi puteam să zicem mă, nu avem banii, suntem, suntem la zero. Asta eram efectiv înainte de festival. Eram zero, zero. Nu era pe roșu, era doar zero, zero, zero bugetul. Dar când Dumnezeu ne spune să mergem înainte, mergem înainte. Pentru că este scris. Dumnezeu ne poartă de grijă. Amin? Amin, biserică. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. A doua categorie de ispită ispite, este ispita cu privire la protecție. Și puteți să vă notați în, în, în notițele voastre. Protecție. Din nou, este o categorie largă protecția. Uh, Amintiți-vă că, că, Satan a spus, iar a răspuns lui Isus, este scris. Satan a venit la Isus și a citat practic din psalm, dintr-un psalm, psalmul care evreii, îl este psalmul numărul unu pentru evrei atunci când trec printr-o printr situație de criză, când sunt uh, prinși, când sunt atacați, când sunt uh, într-o într postură în care au nevoie de protecție. Este psalmul numărul unul pe care îl citează absolut orice evreu dacă, dacă îl întrebi și foarte mulți creștini memorează acest psalm, este psalmul 91. Din acest psalm, din psalmul protecției, îi citează Satan lui Isus și atunci Isus îi spune, a, ah, îmi citezi mie din, din, Biblie? Hai că-ți citesc eu, îți spun eu ce mai este scris. Uh, pentru că, pentru că Isus cunoștea Biblia. Uh, cum, cum putem noi sau ce facem noi atunci când Satan vine și ne citează din Biblie? Ce facem noi atunci când el vrea să facem ceva, un lucru greșit și ne citează din Biblie? E foarte simplu ce facem atunci. E foarte simplu. Tot ce trebuie să facem este să știm mai bine Biblia decât El. Iisus a știut Biblia mai bine decât El. Isus a știut Biblia și a ști, a, el a, a cunoștea caracterul lui Dumnezeu. Cunoștea, cunoștea a, cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Și tot ce trebuie să faci tu, atunci când Satan vine la tine și îți spune un verset ca să te facă să faci un lucru greșit, trebuie doar să știi ce scrie Biblia. În ansamblul ei. Uh, am întâlnit mulți oameni care s-au înșelat. Au fost în decepție. Și au ales să facă un lucru greșit bazându-se pe un verset pe care l-au primit ei. Sau două, sau trei. Și cum știu, cum pot să zic că acești oameni au. Au a, a, fost a, în decepție? Pentru, și, și spun asta nu, nu ca o mândrie, dar pot să spun asta pentru că cunosc Biblia în întregimea ei. Nu știu toate versetele din Biblia, dar cunosc caracterul Bibliei. Știu ce scrie Biblia în, în multe privințe. Și dacă cineva vine și spune... Ok, Dumnezeu mi-a dat acest verset să fac acest lucru, care văd că vine împotriva caracterului lui Dumnezeu sau împotriva caracterului Bibliei, atunci știu pur și simplu că acea persoană e greșită, este înșelată. Și foarte mulți oameni pot să ajungă în punctul acesta. De ce? Pentru că aleg să cedeze ispitei protecției. De ce? Pentru că nu știu ce este scris. Nu știu ce este scris. Când știi, când știm ce este scris, atunci putem lua decizii biblice care sunt care construiesc caracterul nostru, caracterul lui Dumnezeu în caracterul nostru. Eu, de exemplu, aș putea, dacă scot un verset din contextul lui, aș putea să dovedesc Faptul că Moise a jucat tenis de masă. Vă dovedesc. Biblia spune că Moise a refuzat să servească la Masa faraon lui faraon. A jucat tenis de masă. A refuzat să servească la masa lui Faraon. De asemenea, pot să vă. Pot să vă dovedesc faptul că, și ăsta nu e un lucru <laughs> foarte... Uh, da, vi-l zic totuși. Uh, uh, pot să vă dovedesc că în cer nu este nicio femeie. Pentru că a fost o jumate de oră de liniște în cer. <laughs> De asemenea, în cer nu o să fie predicatori. Așa că. A, a, asta așa ca să femeile să nu. Ok? Să nu luați personal. A fost o glumă. A, deci, Dumnezeu ne protejează. Dar cum știm? Cum știm că Dumnezeu ne protejează? Cum putem să știm asta? E foarte simplu. E foarte simplu. E cel mai simplu lucru. Știm că Dumnezeu ne protejează pentru că este scris. Pentru că este scris. Și uh, uh, în felul ăsta știi că Dumnezeu te protejează. În felul ăsta știi că Dumnezeu te protejează. Ce faci atunci când Satan o să te atace cu uh, cuvântul? Simplu. Trebuie să știi mai bine cuvântul decât el. Trebuie să, cu, să cunoști caracterul cuvântului. Trebuie să ai o relație cu cuvântul. Când ai o relație cu cuvântul, cu Isus, pentru că Isus a spus eu sunt, cuvântul s-a făcut trup. Da? Și a locuit între noi, în Ioan spune asta, în capitolul 1. Cuvântul s-a făcut trup. Noi putem avea o relație cu Isus cu cuvântul și atunci când satan vine să, să ne înșele noi pur și simplu putem să spunem este scris de asemenea este scris eu știu ce scrie eu cunosc caracterul lui Dumnezeu eu cunosc ce, ce vrea Dumnezeu de la mine eu știu că Dumnezeu caracterul nu stă în caracterul lui Dumnezeu să facă asta sau cealaltă este scris E foarte important să înțelegem, să înțelegem asta și uh, uh, când înțelegem asta, viața noastră va, 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 nu numai că învingem ispita asta, dar noi ne ridicăm la un alt nivel ca și, ca și calitate umană, pentru că trăim după ceea ce este scris, noi trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă voi v-ați întrebat și poate că o să vă șochez cu asta. Cum știa Isus? Cum știa Isus ce este scris? Nu, nu îmi răspundeți încă. Știu că mulți dintre voi ziceți, probabil vă gândiți, păi era, el era cuvântul sau el era fiul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă amintiți că el a renunțat la divinitatea lui. El a, a renunțat la divinitatea lui. Atunci, cum știa ce este scris? Cum știa ce, ce... să-i răspundă lui Satan? De unde știa? O să vă spun ceva ce o să vă șocheze. Isus a studiat scripturile. Așa știa. Le-a studiat. Le-a studiat. A învățat în același fel în care înveți tu și învăț eu. În același fel. Iisus, pentru că a renunțat la divinitatea Lui, a trebuit să învețe, să umble. A trebuit să învețe să vorbească. A trebuit să învețe să citească. A trebuit să învețe scripturile. Cum altfel vă explicați ceea ce scrie și, și eu o să vă citesc două, două versete. Um, unul din uh, Luca 1 cu 80 care de fapt nu se referă la Isus. și după aceea voi mai citi unul care se referă la Isus. Primul se referă la Ioan Botezătorul și spune și si copilul creștea și se întărea în duh. Copilul este cu ce mic. Apoi în Luca 2 cu 40, același lucru scrie, dar copilul este cu ce mare. Și copilul se referă la Isus Hristos. Creștea și se întărea în duh. Isus a crescut și s-a întărit în Duh. Cum ne întărim noi în Duh? Vă amintiți că am făcut un, un, o schiță, un desen și am spus că noi suntem formați din trei părți. Suntem uh, uh, Duh, Suflet și Trup. Și am spus că partea asta, Duhul, îl întărim prin alimentarea cu cuvântul lui Dumnezeu. Când citim Biblia, duhul nostru este întărit. Noi ne întărim în Duhul nostru și Isus s-a întărit în Duhul lui. A învățat efectiv, am învățat cuvântul lui Dumnezeu. La fel cum tu și cu mine avem nevoie să-l învățăm. Avem nevoie să să citim cuvântul, să memorăm cuvântul, să-l practicăm. Avem nevoie să-l învățăm. Amintiți-vă de asemenea că părinții lui Isus l-au pierdut pe Isus la un moment dat, timp de trei zile, vă amintiți? Și unde l-au găsit? L-au găsit în templu. Acum, unii, unii predicatori spun că și, și întind un pic uh, uh, pasajul ăsta și spun că Isus, de fapt, îi învăța pe, pe uh, preoți și pe cărturari. Dar Biblia nu zice asta. Biblia zice că... Și priviți în Luca 2 cu 42, spune: După trei zile l-au găsit în Templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Ascultându-i și punându-le întrebări. Am o întrebare pentru voi. Dacă Isus a ascultat de învățătorii biblici. Și le-a pus întrebări. De ce n-ai face și tu asta? Dacă Isus a simțit nevoia să. să ca și om, el era, el era om, a simțit nevoia să asculte de învățătorii Bibliei și să învețe Biblia de la ei, de ce n-ai face și tu asta? Și dacă, 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 faci asta, dacă vei face asta, atunci când satan va veni la tine și te va ispiti, vei putea să-i răspunzi în același fel în care i-a putut răspunde Isus. De asemenea este scris. dacă, dacă vei putea, dacă vei învăța Biblia, dacă vei învăța cuvântul lui Dumnezeu, vei putea învinge ispita proviziei. Dacă vei învăța cuvântul lui Dumnezeu, vei putea învinge ispita protecției. De ce? Pentru că este scris, Luca 2 cu 52 spune, și Iisus creștea în înțelepciune. Observați că spune creștea. Iisus creștea în înțelepciune. Cum poate un Dumnezeu a tot știutor să crească în înțelepciune. Isus a învățat. A învățat cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Deci el a, a renunțat la divinitatea lui, a devenit om și știm că, noi știm că înțelepciunea vine din cuvântul lui Dumnezeu, da? Deci, cum știm că Dumnezeu este protectorul nostru? Cum știm? Pentru că este scris. Pentru că este scris. Și vreau să mai citim câteva versete uh, ca, să, ca să, vedem ce este scris. Psalmul 127 cu 1 spune Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba o veghează cel care o păzește. Dumnezeu păzește viața ta. Dumnezeu păzește Afacerea ta. Dumnezeu păzește familia ta. Dumnezeu păzește. Dacă El nu o păzește, degeaba o păzești tu. Isaia 5:2 spune: Dumnezeul lui Israel vă va fi ariergardă. De asemenea, spune că Dumnezeul vostru va merge înaintea voastră. Deci El merge înaintea noastră și este în spatele nostru. Ne protejează. Amin? Filipeni. 4 cu 7 iar pacea lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere vă va păzi de cel rău. Pacea pacea vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Amin. Cine? Pacea pacea vă va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus. De ce în Hristos Iisus? Pentru că El este cuvântul. Amin? Filipeni 2 uh, uh, Tesaloniceni 3 în Însă Domnul este credincios. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Amin? Asta scrie cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este protectorul nostru. Amin? Uh, asta E important să înțelegem și noi care suntem părinți. Pentru că uneori, noi, ca și părinți, avem impresia că noi suntem protectorii copiilor noștri. Este. Eram într-un an când Sofia și Alanis erau, la ma erau mai mici, eram la mare și, uh, și au vrut să sară pe trambulina aceea uh, pe care toți copiii vor să sară și copiii mai mari vor să sară și le-am lăsat să sară pe trambulina aceea și la, la intrare le-au făcut un, instru, un instructaj și le-au spus vă rugăm să fiți atente cum săriți pentru că mulți copii și-au scrintit uh, glezna și uh, important să săriți pe, doar pe partea voastră și mă rog, le-au zis mai multe lucruri și a fost așa am simțit așa ca și cum aș vrea să merg și eu acolo să le protejez. Am zis hai că le las să meargă, sunt mărișoare, nu erau foarte mari, erau nu mai țin minte ce vârstă aveau. Poate 3-4 ani și le-am lăsat să meargă și au sărit, s-au distrat. La un moment dat auzim un plânset puternic, inconfundabil al Alanis. Și Uh, repede ne-am ridicat de unde eram și ne-am dus acolo, uh, se, ținea, se ținea, a căzut și uh, se, țin, se ținea pe, de gleznă. Și am zis, nu se poate, chiar, chiar acum, în concediu, oh, Doamne Iisuse, au venit uh, fetele, uh, au coborât amândouă de acolo, noi ne-am dus, am văzut uh, piciorul ei, uh, o durea foarte tare la gleznă, nu putea să, nu putea să și l pună jos, plângea foarte tare și, uh, și am zis, haideți să ne rugăm. Sofia, am spus, roagă-te tu pentru ca să se vindece. Și a pus mâna pe glezna lui Alanis și a zis, nu, nu, pune mâna! Și, ok, și ținea mâna departe, o durea foarte tare. După ce Sofia a încheiat, a spus, amin, s-a rugat, Doamne, foarte simplu, Doamne Iisuse, te rog să vindeci glezna uh, lui Alanis ca să ne putem juca în continuare bineînțeles. Și uh, când a spus Amin, Alan zice, nu mă mai doare, putem să mergem înapoi. <laughs> Dumnezeu ne protejează copiii, ne protejează uh, lucrurile a, și, și viețile noastre și al celor dragi ai noștri și când noi nu putem să facem asta. De aceea avem nevoie să ne încredem în El, în ceea ce este scris, dragii mei. Amin. A treia categorie de ispită este uh, ispita uh, puterii. Um, Satan a spus, uh, am să-ți dau putere dacă te închin, Te apleci și mi te închini. I-a spus lui Isus. Uh, uh, acum trebuie să ne amintim că Satan a uzurpat puterea de la Adam. Isus nu i-a spus aici, mi-ar plăcea să primesc putere, dar tu nu ai nicio putere. Isus nu i-a zis asta. Isus uh, știa că Satan are ceva putere, pentru că a uzurpat-o, a luat-o pe nedrept. La, prin înșelare. Asta înseamnă uzurpat. Să iei prin înșelare de la cineva ceea ce nu-ți aparține. Și asta a făcut Satan. A luat prin înșelare de la Adam puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dar Isus știa cine are toată puterea. Știa că Satan are ceva putere, dar știa cine are toată puterea. Și de aceea i-a spus, de asemenea, este scris. Și uh, Isus stătea în fața lui Pilat în Luca 19 și spune, uh, atunci Pilat i-a zis, nu vorbești cu mine? Nu știi că am putere să te eliberez și am putere să te răstignesc? Nu știu cum. Uh, și nu știu la ce se gândea Isus în timp ce Pilat îi zicea asta. Uh, probabil că... Isus, dacă vroia, putea să facă așa și toată puterea lui Pilat nu mai exista. Dar, dar Isus îi răspunde și îi spune, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de, de unde? De unde? De sus. De sus primim noi putere. Nu din lucrurile pe care le avem, nu din relațiile pe care le avem, nu din pe cine cunoaștem, nu din, din ce realizăm, nu din nimic. Nu din cum arătăm, ci de sus primim putere. Amin? De sus primim putere. Și puterea care vine de sus, puterea care vine de la Dumnezeu, îl alungă pe Satan și ne dă victorie în orice ispită. De aceea trebuie să luăm această putere, pentru că este mai mare decât orice altă putere care există în, în Univers. Și uh, el, Isus, a învățat cuvântul când a fost pe pământ. Biblia spune că el s-a rugat. Știți, știm că Isus s-a rugat? A respectat disciplinele spirituale. S-a rugat? Știm cu toții. Isus a postit? Știm cu toții, da? Isus a mărturisit Evanghelia și asta e o disciplină a creștinilor. Disciplină spirituală să mărturisim despre ceea ce a făcut Isus în viața noastră. Isus a făcut, a împlinit toate disciplinele spirituale. De ce? Pentru că El a fost uman. A fost om. El a crescut, Biblia spune în înțelepciune. A crescut în, în lucrurile pe care le-a făcut. A crescut. Cum? Citind. Citind. Dragii mei, a, e așa de important E așa de important și vreau să vă felicit pe toți cei care, care participați în devoționalul pe care îl avem în fiecare zi. Vreau să, vreau să vă aplaudați toți cei care, toți cei care uh, sunteți în devoțional și citiți zilnic din Biblie. Felicitări! Bravo! Bravo! Citind doar, vei ști ce să răspunzi atunci când satan te provoacă citind cuvântul lui Dumnezeu, vei putea învinge ispitele. Pentru că doar citind vei ști ce ai scris. Asta o puteți nota și să o puneți pe Facebook. Doar citind... Cum am zis? Doar citind vei ști ce ai scris. Doar citind. Doar citind vei ști Ceea ce este scris. Amin? Deci, dacă înțelegi, dacă înțelegeți că Dumnezeu este cel care vă poartă de grijă, dacă înțelegeți că Dumnezeu este provizia voastră, dacă înțelegeți că Dumnezeu este cel care vă dă victorie în ispite, dacă înțelegeți că El este protectorul vostru, dacă înțelegeți că Dumnezeu este cel care a scris și ne-a spus ce este scris și ne-a lăsat exemplul prin care noi învingem ispitele, atunci noi avem nevoie să facem același lucru ca și El. Amin? Avem nevoie să învățăm ce este scris ca să putem învinge orice ispită. El este cel care ne poartă de grijă. El este protectorul nostru. El ne dă putere în ispite și ne ajută să învingem orice ispită. Să citim Biblia, dragii mei. Să citim Biblia. Să citim Biblia. Să ne, să ne conectăm la Biblie. Um, vă, vă mai spun asta și într-un alt mod și uh, poate puțin umor, cu, umor, cu un puțin umor. Uh, sunteți creștini. Odată și odată tot trebuie să citiți Biblia. E cartea, e cartea de căpătâi. De ce să nu începeți acum? Începeți acum să citiți Biblia Regulat, uh, cred, că, cred că fiecare am experimentat într-un fel sau altul puterea cuvântului scris. Vă, uh, vă pot spune o situație pe care am avut o înainte să cumpărăm această proprietate. Acum, slavă Domnului, această proprietate este a noastră în întregime, este gloria lui Dumnezeu și pentru asta putem să-i dăm slavă. Dar când am intrat în contact cu persoana care deținea cea mai mare parte din proprietatea asta, ei vroiau să vândă la altcineva. Dumnezeu ne-a condus în locul ăsta după multe alte căutări. Și multe alte locuri, mi-amintesc că am fost în multe alte uh, proprietăți care erau de vânzare și ziceam asta nu potrivește pentru că e prea mic spațiu sau e prea uh, mic terenul sau nu știu ce. Aveam tot felul de, de, uh, de lucruri care nu, nu potriveau cu, ceea ce, cu viziunea noastră. Când am intrat în proprietatea asta, am știut că ăsta e locul nostru. Uh, Bineînțeles, era un pas uriaș în credință pe care urma să îl facem, să, să, primul pas în credință era ca proprietarii să vrea să ne vândă nouă și nu celor care, cu care deja era un târg. Și știu că la un moment dat ne-am rugat și am spus, Doamne, dacă și tu vrei ca proprietatea asta să fie a noastră, atunci vreau ca proprietarii să ne spună: Ne-am hotărât să vă vindem vouă la întâlnirea asta. Și urma să mergem la acea întâlnire, și uh, primul lucru care ni l-au spus proprietarii când ne-am întâlnit a fost: uh, Domnul Bloj, vreau să vă spun că uh, ne-am hotărât să vă vindem dumneavoastră uh, proprietatea asta. Cu asta a început. Și am spus, Doamne, ce mare ești tu, ce mare e Dumnezeu. Când, când luăm ceea ce este scris și punem în inima noastră, suntem conduși în toate deciziile noastre. Vreau să, vreau să vă invit să stați în picioare, pentru că vreau să mă rog pentru voi. Și, și în partea asta de final, aș vrea ca fiecare din voi, poate că unii dintre voi ați a, auzit un mesaj din Biblie în forma aceasta pentru prima dată. Sau poate că ați a, auzit multe mesaje din Biblie și știți că este scris în Biblie, ceea ce este scris în multe domenii, dar poate că până acum nu le-ați luat personal și nu le-ați nu, le nu, le nu ați lăsat cuvântul lui Dumnezeu să fie cel care vă conduce. V-ați -ați lăsat conduși de, de, și ați căutat împlinire poate în alte domenii. Sau a, sau uh, uh, ați, uh, ați căutat alte căi prin care să vă alimentați nevoia. Dar Dumnezeu astăzi poate ți-a vorbit în Duhul tău. Și pentru că Dumnezeu ți-a vorbit în Duhul tău, vrei să faci un pas. E important, de fiecare dată când, când stai în prezența lui Dumnezeu, e foarte important să faci un pas înspre El. Să nu pleci din prezența lui Dumnezeu fără să faci un pas înspre El pentru că cu cât faci cu cât ești mai aproape de Dumnezeu cu atât nivelul păcii din inima ta este mai adânc, mai profund. Cu cât stai mai aproape de El, cu atât ai liniște mai multă, cu atât ai pace mai multă, cu atât ai bucurie mai multă. Cu cât ești mai aproape de El, cu atât ai uh, pasiune mai multă, cu atât ai dăruire mai multă, cu atât ai uh, uh, tot ce caracterul Lui Dumnezeu în tine. Așa că astăzi, indiferent unde, unde te afli, la ce nivel ești, vreau să vreau să îți închizi ochii și să stai în prezența Lui, să știi că este scris că acolo unde doi sau trei se întâlnesc pentru numele Lui, El este în mijlocul lor. Este scris. Așa că Raportează-te la, la cuvântul scris, raportează-te la Dumnezeu astăzi și vreau să-i spui Lui povara din inima ta, vreau să-i spui nevoia din inima ta, s-ar putea ca El să, să nu îți răspundă nevoii pe care tu i-o spui acum, dar, dar El îți va răspunde nevoii. El va vedea nevoia adevărată din inima ta. Poate că nu toate nevoile tale vor fi împlinite astăzi, dar nevoia ta va fi împlinită astăzi. Așa că vreau să te conectezi la el. Și vreau să-i spui lui, Doamne, eu te caut pe tine și vreau să te cunosc pe tine. Vreau să cunosc ce este scris. Vreau să cunosc, vreau să te cunosc pe tine și să am o relație personală cu tine. Dacă încă nu ai început o relație personală cu Isus sau dacă ai început o relație personală cu Isus ceva timp în urmă, dar acum te-ai îndepărtat de El, de sursă, vreau să te chem înapoi acasă. Așa că vreau să vă invit să rostiți această rugăciune împreună cu mine. Dragă Doamne Isuse, aleg astăzi să vin acasă. Aleg astăzi să-mi predau inima mea ție. Îți predau ție controlul vieții mele. Și aleg, Isus, să cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și doar prin tine pot fi salvat. Religia nu mă poate salva, dar tu m-ai salvat, Isus. Îmi pun credința mea în tine, Isus. Și accept cuvântul tău să fie autoritatea, să fie puterea din viața mea la care eu mă supun în întregime. Isuse, te rog vino în viața mea, spune-i lui cu cuvintele tale. Isus, te rog vino în viața mea. Fi tu Domn peste ființa mea întreagă. În numele lui Isus Hristos. Amém.